În jurnalul Regio TV de ieri am transmis un punct de vedere al Inspectoratului de Poliție Județean în legătură cu afirmațiile managerului general al Serviciului de Ambulanță Sălaj Radu Coste, legate de polițiștii rutieri, ceea ce a determinat o nouă reacție din partea celui din urmă. Pentru o corectă informare a telespectatorilor doresc să fac următoarele precizări. Nu am făcut referiri sau aprecieri la fapta contravențională a ambulanțierului sau la măsura contravențională aplicată acestia. Afirmația mea că ambulanța a fost reținută 10 minute pe care o mențin are la bază datele furnizate de GPS, date pe care le punem la dispoziția dumneavoastră. Deci informația a fost reală, se poate susține cu probe. Acuzația că afirmațiile mele ar fi fost nereale dacă nu pot fi susținute de probe materiale poate fi o tentativă de acoperire a unor nereguli și poate fi suspectată de o obișnuință că poliția trebuie să aibă întotdeauna dreptate. Doresc să transmit că nu avem preocupări în a acoperi abaterile salariaților noștri, obiectivul nostru principal fiind pacientul, căruia dorim să-i asigurăm servicii de un înalt profesionalism. Consider închis aici subiectul și fac un apel către polițiștii rutieri să ni se alăture în eforturile noastre de asigurarea unei asistențe medicale de urgență și a asigura transportul pacienților în deplină siguranță, a precizat Radu Coste. Reamintim că disputa dintre ambulanțieri și polițiștii de la circulație a fost provocată de afirmațiile managerului serviciului de ambulanță, Radu Coste, care, în cadrul emisiunii Accente sociale de la Regio TV Transilvania, a acuzat modul în care polițiștii rutieri rețin în trafic ambulanțele în misiune. La rândul lor, reprezentanții IPJ-sălaj au reacționat considerând afirmațiile lui Radu Coste ca fiind tendențioase.